Între timp, Republica Moldova se confruntă cu un deficit de specialiști care se oferă consiliere psihologică copiilor victime ale violenței, în special în zonele rurale. În cadrul unui club de presă, specialiștii din domeniu au dezbătut problema, iar ulterior vor veni cu soluții. Zilnic, la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii ajung zeci de victime care au avut de suferit în urma traumelor fizice sau psihologice. Aici primesc consiliere psihologică, psihoterapie, educație parentală sau suport familial. 2014-2020, timp de 6 ani, am oferit asistență la 1619 copii. Ajungem la circa 6-8000 de copii în situații de risc pe an, care ar avea nevoie de servicii, de suport, servicii de reabilitare. Potrivit Ministerului Muncii, în viitorul apropiat urmează să fie implementate mai multe proiecte privind reabilitarea copiilor care au devenit victime a violenței. În 1 iunie 2022, Guvernul Republicii Moldova a aprobat programul să mă protejeze copiii pentru următorii 5 ani, unde noi am subliniat această problemă, unde ne-am asumat angajamentul. La nivel național, astfel de servicii există, doar că ei sunt la nivel de politici. Reprezentanții Centrului de Asistență Psihosocială a Copilului și Familiei, Amicul, afirmă că pentru reabilitarea copiilor sunt folosite metode noi, iar ulterior acestea vor fi puse în practică și la nivel național. Noi la centru vedeam sute de cazuri, în calitate de specialiști, vedeam sute de istorie, sute de copii cu astfel de istorie, în special când ei povestesc despre ce, prin ce au trecut. Din această necesitate am conștientizat că cât este de importantă reabilitarea specializată. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în 2020, peste 900 de copii au fost supuși violenței, iar în 2021 cifra este de 700.